8.292 de cazuri noi de COVID-19 sunt raportate în România, ajungându-se la un total de 1.274.119 cazuri. Dintre acestea, 1.130.791 de persoane au fost declarate vindecate. Astfel, în ultimele 24 de ore, în județul Arad s-au înregistrat 182 de cazuri noi, în Caraș-Severin sunt 53 de cazuri, în Dolj 348, în Gorj 55 de cazuri noi, Hunedoara are 94 de cazuri, Mehedințiul 125, iar Timișul are 662 de cazuri noi. Incidența cazurilor de îmbolnăvire este la Arad de 4,92 la 1000 de locuitori, în Caraș-Severin este de 3,51, în Dolj de 5,89, în Gorj de 2,5, în Hunedoara de 3,77, în Mehedinți 5,2, iar în Timiș de 8,34 la 1000 de locuitori. România are înregistrate 37.677 de decese în rândul persoanelor diagnosticate cu SARS-CoV-2, 133 de decese înregistrându-se în ultimele 24 de ore, inclusiv în județele Arad, Caraș-Severin, Dolj, Gorj, Mehedinți, Hunedoara și Timiș. 14.153 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 mai sunt internate în unitățile sanitare de profil din România în acest moment, dintre care 1.468 sunt pe secțiile de terapie intensivă. Carantina de noapte intră în vigoare în Craiova după ce a fost depășit pragul de incidență de 7,5 la 1000 de locuitori. Craiovenii nevaccinați nu mai pot ieși din case după ora 20, nici în timpul săptămânii, doar cu anumite excepții care trebuie menționate în declarația pe proprie răspundere. Persoanele vaccinate sau care au trecut prin boală pot circula fără restricții în orice interval orar. Nu este necesară declarația pe proprie răspundere, adeverința de la angajator sau legitimația de serviciu. La restaurante, cafenele, săli de fitness, piscine, nunți, botezuri, spectacole și teatru pot merge doar persoanele vaccinate sau cele trecute prin boală până la ora 24. Competițiile sportive în spații închise sau deschise sunt permise doar persoanelor vaccinate sau care au trecut prin boală între orele 5 și 24, până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu distanță de minim un metru între persoane și cu măști de protecție. La Târgu Jiu va fi amenajată o stație smart de încărcare cu panouri fotovoltaice pentru autoturisme electrice, dar și pentru alte mijloace de transport nepoluante, cum sunt bicicletele și trotinetele electrice. Anunțul a fost făcut de către primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, care spune că primăria municipiului Târgu Jiu va oferi spațiul necesar pentru amplasare și o sursă alternativă de electricitate. Acesta a mai precizat că ușa primăriei rămâne mereu deschisă pentru toți cei ce au idei și propuneri ingenioase și avantajoase pentru Târgu Jiu. Cele două universități din Craiova au început anul universitar 2021-2022 în mod diferit. La Universitatea din Craiova, cursurile se vor desfășura online, iar activitățile de laborator, lucrările practice, proiectele și seminariile urmează să se desfășoare în săli în proporție de minim 50% la fiecare disciplină. În schimb, cursurile la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova se desfășoară în format fizic. Studenții vor învăța în sălile de curs, în laboratoare și la patul bolnavului, cu respectarea distanțării fizice și a tuturor normelor cu privire la situația pandemică actuală. Anul universitar 2021-2022 a început vineri 1 octombrie la cele două universități, cu desfășurarea cursurilor și a seminarilor fără ceremonie de deschidere. Spații verzi, piste de biciclete și 4 piețe din zona Traian din Timișoara vor fi renovate. Autoritățile caută o firmă de proiectare pentru schimbarea întregii zone, care ar urma să devină un loc de recreere și relaxare. Pentru reabilitare se încearcă atragerea de fonduri europene. Dacă totul merge conform planurilor făcute, lucrările ar urma să fie finalizate în anul 2028. Deschiderea noului an universitar are loc astăzi, 4 octombrie, la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Fiecare facultate va organiza propria întâlnire cu studenții din anul întâi, cu respectarea măsurilor impuse de pandemia cu coronavirus. Un moment special pentru participanții la festivitate va fi dezvelirea plăcii omagiale dedicată primului rector al Universității Aurel Vlaicu din Arad, profesorul universitar dr. Radu Homescu. La eveniment vor fi invitate autoritățile locale și instituțiile care au sprijinit învățământul superior de stat din județul Arad. Festivalul internațional de muzică Timorgelfest ajunge la Timișoara, Lugoj, Dumbrăvița și Voiteg. Aflat la cea de-a 21-a ediție, festivalul de orgă se va desfășura în perioada 3-29 octombrie și va cuprinde 7 recitaluri de orgă, 2 concerte de trompetă și fluier, un recital de muzică sacră, un cineconcert, o conferință și 4 concerte educative pentru copii și tineri. Accesul la eveniment este gratuit și se face respectând normele de sănătate impuse de către autoritățile locale.
Ediția a treia a concertului Clasic la puterea a treia are loc sâmbătă 9 octombrie în sala mare a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva, susținut de Marin Cazacu și violoncelisimo. Concertul face parte dintr-un turneu național pe care muzicienii îl susțin în mai multe orașe din țară. Participarea la eveniment este permisă doar persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanelor care prezintă rezultatul negativ al unui test PCR numai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid numai vechi de 48 de ore, respectiv celor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Accesul este permis doar cu mască de protecție. Minorii care au vârstă mai mică sau egală cu 12 ani sunt exceptați de la prezentarea documentelor. Intrarea la eveniment se poate face pe bază de invitație. Invitațiile pot fi ridicate de la Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva de luni până vineri, între orele 9 și 16. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon afișat pe ecran. Peste 3.840 de firme și persoane fizice autorizate au intrat în insolvență în primele 8 luni ale acestui an. Numărul a crescut cu 7,61% față de aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. În județul Timiș, 188 de insolvențe au fost înregistrate la firme sau PFA-uri, în județul Arad 115, urmat în ierarhie de județul Hunedoara cu 84 de insolvențe. În Dolj a fost înregistrat un număr de 55 de insolvențe, în Gorj 37, iar în județele Mehedinț și Caraș-Severin au fost înregistrate câte 27. Cel mai mare număr de insolvențe a fost consemnat în comerțul angro cu amănuntul reparare autovehiculelor și construcții. Elevii și preșcolarii merg în format fizic la școală sau grădiniță până la apariția primului caz de COVID în clasă. Orele dintr-o școală se vor suspenda pentru 14 zile numai dacă numărul claselor în care există cazuri confirmate depășește jumătate din numărul total. Orele de sport se pot ține în interior până la incidența de 2 la 1000 de locuitori cu masca de protecție. În caz contrar, acestea au loc în aer liber. Preșcolarii nu sunt obligați să poarte mască la orele de sport. În localitățile unde rata de incidență depășește 6 la 1000 de locuitori, accesul la anumite activități este permis doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală. Intrarea în localuri, ori la evenimente, fie publice sau private, nu mai este permisă în baza unui test COVID negativ. Toate activitățile se vor putea desfășura până la miezul nopții. Elevii și preșcolarii nu vor face cursuri marți 5 octombrie de Ziua Internațională a Educației și pentru cadrele didactice ziua este liberă și cuprinsă în contractul de muncă. Ziua Mondială a Educației este sărbătorită în fiecare an în 5 octombrie încă din anul 1994. În anul 2016, când s-au împlinit 50 de ani de la adoptarea recomandării privind statutul profesorilor, Ziua Mondială a Educației s-a sărbătorit pentru prima dată în cadrul unei noi agende mondiale, Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Adoptată de ONU în septembrie 2015, aceasta garantează o educație de calitate. În anul 2017, când s-au împlinit 20 de ani de la recomandarea UNESCO privind statutul cadrelor didactice din învățământul superior, Ziua Educației a fost sărbătorită sub sloganul Predarea în libertate, împuternicirea profesorilor. În țara noastră, Ziua Educației este marcată distinct de Ziua Învățătorului, începând cu anul 2013. Elevii care nu poartă mască pot fi sancționați prin scăderea notei la purtare, a declarat secretarul de stat de la Ministerul Educației, Sorin Ion. Elevii care se prezintă la școală fără mască vor fi rugați să se întoarcă acasă, a mai precizat acesta. Conform legislației în vigoare, elevii sunt obligați să poarte mască în timpul orelor și al pauzelor. Ei sunt așteptați fizic la ore, chiar dacă rata într-o localitate depășește 6 la 1000 de locuitori. Românii pot cumpăra de astăzi până în 27 octombrie 3 noi tipuri de titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor în cadrul programului Tezaur. Acestea au o maturitate de 1, 3 și 5 ani cu dobânzi de 3,5, 4 și 4,4%. Titlurile de stat au o valoare nominală de 1 leu, sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Veniturile din titlurile de stat sunt neimpozabile. Obligațiunile pot fi cumpărate de la unitățile trezoreriei statului, dar și de la unitățile poștale din țară. Fondurile obținute din vânzarea titlurilor de stat vor fi utilizate pentru acoperirea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.
România ocupă locul 6 mondial într-un clasament al țărilor cu cel mai rapid internet fix. Datele colectate au la bază rezultatele din luna august de la milioane de utilizatori din peste 190 de țări, atât pentru rețelele de internet fix cât și mobil. Viteza și calitatea conexiunii la internet sunt influențate de infrastructură, proximitatea spațială și conectivitatea cu cablurile, dimensiunea țării respective și investițiile realizate în acest domeniu de către autoritățile locale. Germania a inclus România pe lista roșie. Conform noilor reglementări, românii care intră în țară trebuie să prezinte dovada vaccinării cu schemă completă, un document care atestă trecerea prin boală sau rezultatul unui test COVID negativ. Documentele menționate trebuie redactate într-una dintre limbile germană, engleză, franceză, italiană sau spaniolă și pot fi prezentate în format fizic sau electronic. Persoanele care urmează să se deplaseze în Germania trebuie să se înregistreze înaintea plecării pe platforma afișată pe ecran. Cei care intră doar pe baza unui rezultat negativ vor intra în carantină pentru o perioadă de 10 zile și au obligația de a se deplasa direct spre locuință. Sunt exceptate de înregistrarea pe platformă și de carantină persoanele aflate în tranzit, lucrătorii din domeniul transporturilor, membrii delegațiilor oficiale, persoanele care se deplasează acolo pentru a fi tratate de infecția cu SARS-CoV-2 și cei care călătoresc pentru mai puțin de 72 de ore pentru a-și vizita rudele de gradul 1.